Sistemul multimedia e o evoluție, dar păstrează din generațiile anterioare ușurința în folosire. Vine și cu posibilitatea să instalezi o cartelă SIM pentru internet în toată mașina, plus telefonie premium. Meniul principal arată așa, cu aplicațiile așezate pe orizontală, ca să-ți fie ușor de citit când ești la drum. În loc să le ai afișate ca pe telefon, în centrul ecranului ai o singură iconiță scoasă în evidență. Navigarea prin meniu se poate face fie prin atingerea ecranului, fie cu rotița din dreapta ecranului, iar în viitorul apropiat vei putea naviga chiar și prin gesturi. Apropo, sistemul are un senzor de proximitate în partea de jos a ecranului. Când vii cu mâna aproape de ecran, butoanele se măresc.